Au pierdut vreun pariu sau băutura le-a dat aripi. Imagini recomandate minorilor au fost surprinse în acest sfârșit de săptămână, unde cinci tinere goale pușcă se scăldau în apele Begăi. În câteva rânduri, tinerele ies din apă, urcă pe mal și sar în Bega, spre uimirea unor trecători aflați pe partea cealaltă a canalului, care au filmat scenele, amuzându-se copios de neașteptatele apariții în costumele Evei. Totodată pe aleea ce străjuiește Bega, în acele momente timișorenii se plimbau, profitând de vremea caldă și frumoasă. Auzind zgomotele și râsetele, unii s-au apropiat de mal să vadă ce se întâmplă. Ce, ți-i frig? Ți-i frig deja? Imaginile au ajuns și în atenția polițiștilor timișoreni, care fac acum demersuri pentru a le identifica pe fetele fără inhibiții. La finalul verificărilor, oamenii legii vor stabili dacă cele cinci vor fi sancționate sau dacă fapta lor poate fi încadrată ca fiind infracțiune.